Războiul stelelor. Aventurile familiei Freemaker. Aruncat în luptă. Și tu însuți, Roger. Salutări, colegi! Salutări, colegi droizi. Eu sunt Roger, ultimul dintre droizii de luptă. Sigur, în timpul războiului clonelor, hobby-urile mele erau explozibilii, distrugerile și mărșăluitul. Dar acum că sunt atașatul la trei copii minunați, m-am orientat spre prăjituri, autobiografia mea și, cel mai important, prietenia. Și ca să o demonstrez, v-am adus tuturor niște cafea. Scuze-mă, ăsta e ulei? Da, asta m-a ajutat să trec de lupta de pe Salogamai. Uleiul e foarte inflamat. Vai, tipic mie. Nu v-ați supărat? Vai, cred că am început cu stângul. O roată! Vai! Nava asta a fost desfăcută și asamblată la loc de atâtea ori că nu-mi dau seama de nimic. Wow, ce ți s-a întâmplat ție? Am dat mâna cu ei ca să fim prieteni și mi-au luat-o. Și apoi m-au bătut cu ea. Nu știam că e așa de greu să-ți faci prieteni. Nu-i lăsa să te supere, Roger. Doar încerci din nou. Ce le mai place droizilor? Amortizorul droidului tău arată bine, Roger. Ce-ai spus, Rowan? Arată bine. Dă-ți căștile jos. Nu mă auzi. Nu te aud. Port căști. Continuă tot așa. Alertă de luptă. Ne-a găsit Imperiul! Împrăștiați interceptoarele! Bună, escadrila albastră! Să ducem lupta la ei! Distrugeți laserele turbo! Nu mai avem piese de rezervă! Hai să mergem să căutăm! Nu putem trece de scut! Imperiul distruge mai repede decât putem noi repara, da? Aproape! Asta-i trebuie amortizorului meu! Hei! Unde a dispărut bateria cea nouă? Am găsit un motor! Super, Rowan! Ajută-mă să urc magnetul de propulsie! Oh, trebuie și asta! Gata! Acum... Unde e motorul? Ăsta pare folositor! Și asta! Și asta! Asta nu! Unde este restul escadrilei? Amirale, suntem blocați pe punte! Nu mai putem lansa interceptoare! Fără ajutorul lor, s-a zis cu noi! Dacă ar exista o cale ca să le doborâm scuturile! Gata! Cred că am reușit! Și acum să testez ca să fiu sigur! Wow! Cred că m-am descurcat foarte bine! Când a ajuns Imperiul aici? Au picat scuturile! Concentrați focul pe distrugătorul celălalt! Hei! Hei, unde e Roger? Ai gândit cu adevărat ca un erou, Roger! Acțiunea ta ne-a salvat pe toți! Mă bucur să pot ajuta, amirale! Între noi fie vorba, a fost o întâmplare. Amortizorul meu este mult mai puternic. Da, l-am făcut eu. Vrei să-l încerci? Crezi că își amintește să-l regleze înainte să... Nope.